În cadrul unei ceremonii restrânse au fost premiați cei mai buni sportivi hunedoreni din 2021. Deși a fost un an în care nu s-au putut desfășura toate competițiile din cauza pandemiei de coronavirus, rezultatele obținute de către sportivii hunedoreni în acest an, doi dintre aceștia participând și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au fost considerate bune. Am acordat premiile pentru cei mai buni sportivi din acest an, împreună cu domnul prefect, împreună cu doamna secretar de stat cu acetul Izabela, la sediul direcției, pentru că sportivii trebuie să aibă parte de recunoștința noastră, a instituțiilor publice, a societății, pentru că atunci când ei au rezultate deosebite, ne mândrim cu ei, pentru că reprezintă Hunedoara, reprezintă România. Este un nou an în care nu au avut loc toate competițiile la care ar fi putut participa. În ciuda acestui fapt, chiar și pandemie, au fost rezultate bune ale sportivilor noștri, mai ales că doi dintre ei au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La sporturile olimpice, ca și în 2020 de altfel, pe primul loc s-a clasat atleta Florentina Iușco de la LPS Cetate Deva, podiumul fiind completat de Beatrice Micloș de la SCM Deva, practicantă a tirului cu arcul, și de boxerul Daniel Gârleanu de la CS Hunedoara. Pentru profesorul Nicolae Alexe, antrenorul Florentinei Iușco, desemnarea elevei sale drept cel mai bun sportiv hunedorean este una firească. Cei doi propunându-și pentru 2022 câștigarea titlurilor naționale și balcanice, la săritura în lungime și participarea la campionatele europene și mondiale. Decizia mi se pare corectă, având în vedere că a câștigat săritura în lungime la campionatul european pe echipe, de asemenea campioane balcane, multiple campioane naționale. Un an greu din punct de vedere pandemic, un an în care ne-am putut pregăti cu dificultate. Am stat izolați o perioadă, am participat și la Olimpiade după lună de stat în izolare la Slagov, deci a fost un an foarte greu. Ce vă propuneți pentru anul viitor cu Florii și cu celelalte sau ceilalți elevi ai dumneavoastră? Bineînțeles, titlurile naționale, balcanice și apoi participarea la campionatul european și mondial. La disciplinele neolimpice, cel mai bun sportiv hunedorean din acest an a fost, ca și în anul anterior, Ana Maria Gherghel de la Comexim Lupeni, practicantă de fotbal-tenis, podiumul fiind completat de colegii săi de club, Ana Maria Rizescu și Marius Stoienică.